Hei tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria fără gluten. Numele meu este Radu și astăzi am lângă mine pe Angi. Bună! Și astăzi gătim împreună o rețetă specială de Crăciun, și anume o turtă dulce, la care o să facem mai multe decorațiuni foarte, foarte frumoase. Iar pentru aceasta vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de făină universală de la Shark. Dacă preferați, puteți folosi și făină de patiserie în mixul C. 150 de ml de ulei, 8 grame de praf de copt, 50 de grame de zahăr, 150 de grame de miere. Și aici avem o combinație de condimente. Avem o linguriță de scorțișoară, o linguriță de coajă rasă de lămâie și cu jumătate de nucșoară, apoi 2 ouă. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 180 de grame de zahăr pudră și albușul de la 1 ou. Prin spația această rețetă va fi să spargem ouăle într-un bol. Pentru cei care nu știu pe Angi, ea este președinta Asociației Române de Intoleranță la Gluten. Ei sunt cei care dau pe eticheta produselor certificarea Cross Grain. Puteți vedea pe acest produs că este certificat după acest semn. Și mai au foarte multe întrebări, să le zicem așa. Ocupații, exact. O să lăsăm pe Angie să ne spună mai multe despre emisiunea lor și cam ce planuri au pe viitor, pentru că asta este important până la urmă pentru comunitate. Dar până atunci, haide să adăugăm și zahărul. Ești entuziasmată de rețeta asta? Da. Să intrăm în spiritul sărbătorilor? Da, noi am intrat deja în spiritul sărbătorilor pentru că pregătim evenimentele de Crăciun. Serios? Ce pregătiți? Pregătim o șezătoare de Crăciun. O ce? O șezătoare de Crăciun. M-ai pierdut? E un eveniment de socializare. Ne întâlnim adulți și copii, că soția lui Moș Crăciun. Ne jucăm împreună, bem vin fiert, ciocolată caldă. Avem opțiuni pentru toată lumea. Ciocolată caldă, gustăm ceva bun, fără gluten. Conectăm, ne jucăm, ne prietenim. Vine și moșul. Am simțit nevoia să ne întâlnim cu comunitatea din București, așa cum o făceam înainte de pandemie. Bine, nu numai din București, toată lumea e binevenită. 18 decembrie o să aibă loc evenimentul și ne bucurăm, sunt foarte multe persoane înscrise. O să fie o petrecere mare. Serios? Da. Suntem un pic copleșite. Adică copleșite în sensul bun al cuvântului, că s-au înscris foarte, foarte multe persoane primele zile din când am anunțat evenimentul și ne bucură tare mult. Copiii au crescut, copiii pe care știam noi de 5-6 ani, acum sunt 9 plus. Ne bucurăm mult de toți, sunt și copii noi pe care încă nu i-am cunoscut și de-abia așteptăm să-i cunoaștem. Da, e o bucurie. Dar noi am început de 2 săptămâni pregătirile și suntem deja cu luminițe, cu ghirlande, brazi. Așa că în spiritul sărbătorilor am intrat de ceva vreme. Iar rețeta asta vine exact la momentul potrivit. Îți amintești că te-am invitat, nu? Da, acolo invitat. Vreau să vă felicit în primul rând, pentru că un astfel de eveniment este foarte important pentru comunitate, mai ales de Crăciun. Da, ne bucurăm foarte mult să ne întâlnim de Crăciun și ne era dor. Chiar ne era doar așa, să stăm pendelete. Ei vor fi cel mai mult bucuroși. Da, da, și noi. Noi ne bucurăm foarte mult de bucuria copiilor. Da. Și pentru noi decembrie e o lună foarte încărcată, pentru că se suprapune și cu proiectul Aligă alături de tine. Împlinește un an deja. Serios? Da. Aniversăm un an de Aligă alături de tine, în formatul în care l-am lansat în 2021. Se activează din 6 în 6 luni. Suntem în etapa a treia și deja avem 53 de familii, peste 200 de beneficiari direcți ai proiectului. Ne bucură foarte mult. E multă muncă, dar avem parteneri care ne sunt alături încă de la început. Alți parteneri noi se alătură proiectului și fac lucrurile mai ușoare. E un proiect foarte, cu o încărcătură foarte mare emoțională pentru mine, cel puțin. Mă bucur că îl pot continua. Mă bucur de la etapă la etapă că pot merge mai departe. Pentru cei care nu știu, poți să le explici puțin ce este acest proiect? Da, este un proiect pe care l-am lansat în timpul pandemiei, dar l-am extins, l-am adaptat ulterior. Este vorba de pachete cu alimente de bază pe care le trimitem în țară. Un necesar estimativ pentru 6 luni. Pachetele conțin făină, pâine, paste și mălai. Ne bucurăm că avem producători români în acest proiect și că ne susțin. Cantitățile sunt calculate de noi ca fiind suficiente pentru 6 luni pentru o persoană cu intoleranță la gluten. La fiecare 6 luni reactivăm proiectul. Persoane noi în proiect. Așa am început cu 20 de familii și acum am ajuns în etapa a treia cu 53. Este vorba de familii cu venituri mici, cărora avem să le oferim susținere în menținerea dietei. Pentru că ne dăm seama că dacă ai alimentele de bază, fără gluten,
cum este făină, paste, mălai, pâine, este mult mai ușor după aceea să completezi cu alimente naturale fără gluten și să ai o dietă echilibrată, dar completă. Mai avem și familii care stau în zone foarte depărtate de orașele principale și care au o distanță extrem de mare față de magazinele mari în care sunt disponibile produse fără gluten. În sate și orășele în care nu, efectiv nu se găsesc produse fără gluten și efortul de a le aproviziona este foarte mare. De asta ne-am bucurat când am găsit persoane care aveau nevoie de noi doar să le aducem produsele mai aproape de ei. Ne-am bucurat să se găsească măcar produsele de bază în fiecare magazin. Strictul necesar. Nu este un efort foarte mare. Mai ales dacă există cerere. Dacă într-un orășel există o familie, două, trei cu membri cu boală celiacă, să aibă de unde să-și cumpere măcar strictul necesar. Ar fi extrem de important. Și le-ar ușura foarte mult viața. Clar. Deci asta pentru noi decembrie este o lună foarte încărcată și plină de bucurie și de speranță și de drag și din luna aceasta aproape că ne încărcăm cu energie până în mai, când ne întâlnim din nou. Nu ne-am decis încă în ce format va fi evenimentul din mai 2023. Cu siguranță vom avea un eveniment, așa cum am făcut în fiecare an. Un eveniment în care adunăm și producători și comunitatea în jurul nostru și medici și specialiști. Încă nu avem un format decis. Avem nevoie și un pic de feedback din partea producătorilor, din partea partenerilor noștri, pentru că este un eveniment dedicat și lor și să înțelegem mai bine ce nevoie au. Da. Și până atunci, până la evenimentul din mai, de asemenea, eu împreună cu Aric o să continui turul de lansare a Alcații prin țară și deja am ajuns acum sunt în 5 orașe. Da. Am avut anul trecut în mai, de fapt anul acesta, în continuare, anul acesta în mai, am avut lansare la București în cadrul festivalului Gluten Free Fest, organizat de Aric și de Kaufland. După aceea am ajuns în Ploiești, în Cluj, tot la același festival, dar versiunea din vestul țării, Mangalia și ultima oară Timișoara. Și vom continua să ajungem în majoritatea orașelor mari. Anul viitor, da. O să ajungem pe la jumătatea lui ianuarie și în Iași, Sibiu, sperăm că și Brașov și mai multe orașe să vă ținem la curent, dar sperăm să vă vedem acolo fizic, pentru că asta contează cel mai mult pentru noi, să avem și interacțiunea asta fizică. Online am avut-o destul. Da, și formatul care am pornit la drum împreună în turneul tău de promovare al cărții include și o sesiune de informare exact. O sesiune de întrebări și răspunsuri care s-au dovedit a fi foarte utile pentru că am primit enorm de multe întrebări și la Mangalia și la Timișoara. Exact. Și am venit cu informații utile, interesante, lumea chiar a fost mulțumită să participe la scurta noastră sesiune de informare, așa că vă așteptăm acolo. Număr cât mai mare. Până în momentul acesta am combinat toate ingredientele lichide cu condimentele, care au fost mușoară, scorțișoară și coajă rasă de lămâie. Iar acum vom combina și făina cu praful de copt și le vom cerne treptat peste amestec. Dacă vi se pare că aluatul este prea lipicios, mai cerneți în jur de 50 de grame de făină. Aplicația mea să fie de ajutor pentru persoanele care pleacă în vacanță și da. Nu știu unde să se ducă. Planificăm să o extindem și pe plan european, să ajungem să avem acolo majoritatea locațiilor sigure pentru celiaci, nu sigure pentru orice persoană care evită glutenul, cum sunt alte aplicații. Și să avem la fiecare locație un filmuleț în care să fie intervievată persoana care este responsabilă de acea locație, cum ar fi managerul sau directorul sau chiar și proprietarul, care spune de ce bucătarul, exact, de ce această locație este sigură pentru persoana celiac. Pentru că automat, tot când te duci la restaurant, ai deja o anxietate ca celiac. Oare va fi tot ok? Oare mă voi contamina? Așa dacă auzi direct din gura persoanei responsabile, care practic îți gătește mâncarea, lucrul cel mai important. Și asumă responsabilitatea. Și da, sperăm ca voi când vă duceți oriunde în Europa, pentru că acum s-a terminat pandemia, puteți călătoriți, să aveți în buzunar un ghid cu toate restaurantele sigure pentru voi. Da, mie mi se pare, ți-am zis, ideea cu acest interviu făcut în fiecare locație este extraordinară. Practic este
o restaurant validat de un celiac. Exact. Că ești tu, că sunt colegii din organizațiile de tineret care te vor ajuta în proiectul ăsta. Este validat din ochiul unui celiac. Un lucru foarte important. Foarte important. Ceea ce celelalte aplicații disponibile acum nu fac. Exact. Ele dau un meniu în care apare și un restaurant care, de exemplu, face cartofi fără gluten. Nu este de ajuns. E pentru mine prima dată când văd un aluat care se manevrează fără gluten, care se manevrează cu mâna pe soțul. Trebuie să zic la mai multe episoade. Da. Nu e primul și nu e ultimul. Eu niciodată n-am reușit să manevrez aluat fără gluten cu mâna. Probabil că urmăritorii tăi nu e chiar așa o premieră. Da. Deci tot timpul când lucrezi cu aluat fără gluten, trebuie să-l lucrezi super bine ca să se incorporeze toate ingredientele. Și trebuie să te joci mai mult în minte cu el decât cu un aluat normal. Zic și eu, nu am cărțat. Mi-a dat, asta mă întrebam, de unde știi? Că n-ai pus mâna pe aluat cu gluten. Mai pun așa când sunt supărat, să zic, mai mănânc niște gluteni. Nu cred. Și acum o vom făstura în folie de plastic. Sunge bine, cam așa trebuie să arate bila noastră. Și acum o vom introduce în frigider pentru aproximativ 30 de minute. Iar acum cât a luat 100 la frigider, vom face și glazura. Pe tat vom cerne zahărul pudră. Iar acum pentru culori, vom lua 4 boluri mici, vom adăuga o linguriță din glazură în fiecare. Iar acum vom adăuga 4 culori diferite. Bineînțeles, dacă voi preferați și aveți alte tipuri de coloranți, alte culori, puteți le folosiți pe acela. Dar noi vă dăm o sugestie, de exemplu, pentru galben, puteți să adăugați puțin turmeric, cam un sfert de linguriță. Și așa veți forma culoarea galbenă. Dacă vreți ca galbenul să fie mai colorat, mai intens, puteți mai adăugați puțin turmeric. Vom folosi puțin suc de sfeclă, cam jumătate de linguriță. Și după aceea vom folosi puțin colorant alimentar albastru și puțin verde. Dacă culorile vă ies prea vibrante, puteți să mai adăugați puțin din glazura inițială. Iar acum puteți să adăugați culorile fie într-un poș, fie în niște pungi de plastic la care le veți tăia capătul. Desfaceți funda la maxim și apoi turnați toată compoziția. Și apoi vom repeta acest proces pentru restul culorii. Acum, după ce ai aluatul ăsta la frigider, pentru aproximativ 30 de minute, vom tăia în două din aici, să bați cu figul fără cățul. Puteți deja să o introduceți în cuptor și să o țineți acolo pentru aproximativ 15 minute. Cred că 15 minute au fost cam mult pentru torta dulce la cuptor. Vă recomandăm să o țineți în jur de 10 dacă cuptorul este deja preîncălzit la 200 de grade pentru a nu le arde. Dar dacă nu le ardeți, restul trebuie să arate cam așa. Haideți să-ți gustăm un mangi. Noroc. Da. E bun. Foarte bun. Mulțumesc frumos pentru că ai venit astăzi, Angie, și mă bucur că ne-ai o rețetă atât de bună. Mult succes cu toate evenimentele viitoare, mai ales cu evenimentul de Crăciun, care e pe... 17 și 18 decembrie. Ok, perfect. Căsuța lui Moș Crăciun. Exact. Și mult succes cu toate evenimentele viitoare. Mulțumesc că ne-ați urmărit și ne vom revedea săptămâna viitoare cu încă o rețetă de delicioasă fără gluten. E data viitoare! Da.